Este evident că nu poți să aștepți până luna viitoare sau peste două sau peste trei luni să-ți faci niște analize de care ai nevoie imediat. În acest sens, pentru acești pacienți, dacă au nevoie să facă o analiză la un laborator, acesta se poate face indiferent dacă s-a epuizat sau nu plafonul respectiv. Pot să mă uit pe un site și să văd acolo, în București, acolo, astea sunt clinicile, astea sunt unitățile medicale care sunt în relație cu casa, să am o dată de contact și să pot să ajung să mă programezi. Andrei Baciu susține că această platformă îi va ajuta și pe cei care nu sunt familiarizați cu sistemul de sănătate și nu știu unde să caute laboratoarele care mai au fonduri disponibile. Mai mult, CNAS pune la punct și un plan de ajutor pentru pacienții oncologici. Se dorește crearea unui grup de medici care să îndrume pe bolnav pe tot parcursul planului medical, de la diagnosticare, la analize și interpretarea acestora, până la stabilirea planului de tratament. Președintele CNAS a mai spus că înțelege supărarea farmaciștilor și că face tot ce ține de el pentru plata rapidă a sumelor restante. Este important să subliniem și faptul că atunci când spunem că nu sunt plătite facturile din mai, iunie, iulie, trebuie să știm că în domeniul sănătății există termene de plată de 30, 60, 90 de zile. Asta înseamnă că dacă se întâmplă niște servicii luna asta, la sfârșitul lunii acestea sunt inventariate, luna viitoare se emite factură și se plătește în termenul de plată. Deci, practic, nu înseamnă că există o întârziere la niște lucruri care trebuiau să fie plătite în mai, iunie. Rezolvarea este una care presupune contribuția mai multor instituții, nu este numai una care ține de CNAS. Noi, tot ceea ce ține de noi, vă asigur că am făcut întotdeauna. CNAS nu este ca o bancă. Săptămâna trecută, guvernul a suplimentat fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu 200 de milioane de lei.